Când spuneați că s-a întâmplat? Data de 4 mai 2012 am fost la penitenciarul 5, unde este fiul meu, la întrevedere. Când mi l-au dat la întrevedere, nu puteam spune la pe dânsul de bătuceră. Coastele nuntrus și în ziua de față, am scris plângeri pe data de... Am sunat la dreptul omului pe data de 5, la procuratora militară pe data de 5 am sunat, ei au fost pe data de 5 la penitenciar, vizual s-au uitat numai, n-au scris nicăieri. Dar cine l-a bătut? L-a bătut șeful penitenciarului și încă 5 lucrători. Le știți numele lor? Alu șef e Malina Alexandru, restul nu știu, Rejimnicu sau cu imediat și lor acolo, Vasilii, mai mult nu știu nimic. Da, au avut vreun conflict ceva sau ce? Nu au avut conflict, nu s-a sfădit acolo, între pereți nu știu ce au vrut să facă și dimineața i-au sculat pe somn și până la ora 11 până am fost, au fost bătuți. Cu cizmele, cu capul de pereți, a doilea băiat care stă cu fiorul meu, era cu capul umflat, eu am fost în camera aceea unde mi-a dat-o de întrevedere, era plin de sânge, struchiți pe pereți, pe ușă, pe podele sânge, era poate și acolo bătut. Nu pot spun. Am fost la penitenciar pe urmă, să-mi cererea să îi scălească, să pot veni la capitală să vin. Domnul ne-a spus că, pe data de 18 am fost, domnul ne-a spus, domnul Malina, ne-a spus că orele de, zilele de primire la dânsul e numai lunea și joia. Eu i-am spus că eu n-am venit să mă întâlnesc cu dânsul, eu am venit să-mi pui peceată. Că băietul și bă transmis la o... Cum să zic, la medic. Dar el n-a fost medic. Nu a fost de fel. A fost prima zi, a doua zi, a fost de medic, dar vizual. Și nu i-a dat nimic, nici... Deci acum nu are îngrijire medicală. Da, nu a fost de fel îngrijit. Aghea pe mâine, îi înscris, a doilea oară i-a ieșit iar din pânci, nu știu de unde iese un os, și a scris și s-a uitat medicul, o doamnă, eu am vorbit cu ea, aghea acum pe marți, dăm 22, el să treacă fireografia tot în untru acolo. Asta nu știi cum, adică cum. Poate și nu treacă de fel. Ei a scris și a vrei ei acolo, dacă până am unul fost. Și plângerile pe care le-a înregistrat Mata, cine le-a primit? Procurorul Ostacincu, Timofei. Asta în prima zi sau în a doua zi? 5. A spus că 5 mai prima au primit-o. Pe 8 mai. Domnul Mihail... La Mihail Tomiță, la șeful procurorilor, e înregistrat acolo. Și ați primit vreun răspuns ceva? Nu, cererea am scris-o. Răspunsul nu mi-a dat nimic, încă nimic nu... Uscă, doamne, ei lucrează. Și ce ați scris în cerere? Eu am scris să iei măsuri cu ofițerii, și să bă, băietul trimis la urgență, la medic să treacă cu ziul, că el se duce sânge afară. Coastele rupte sau îndoiete, și îți duce sânge afară. Și atât din data de 8 mai, până astăzi, nici nu a fost, nici nu a controlat nimic. Și aveți măcar un telefon de contact de la ei? Le-ați mai întrebat? La domnilor, da, am alu Ostacincu, domnul Ostacincu și domnul Balan. Prima zi am fost, data de 8, am fost la domnul Balan, procurorul militar. Pe urmă am scris a doilea plângere la procurorul orașului. Ei au transmis iar cererea de la procurorul orașului, tot la militari. A spus că nu e în competența lor. Și răspunsurile înscris nu v-a dat nimeni. Nu, mi-au pus pe ștampilă, numai că a fost înregistrată la Ostacincu Timofei. Mi-a dat procurorul Ostacincu Timofei și gata, măsuri nu s-o va de fel. Celălalt copil? Celălalt copil... Părinții lui nu știu dacă știu. Nu a fost de mult la întrevedere, nu a fost... S-a făcut vreo presiune ceva, li s-a cerut ceva în schimb sau... Nimic, i-a spus să tacă, dacă nu, a să, cum să zic și pe limba lor acolo, și bă, gheață, adică ai înghețați. I-a spus să tacă din gură, ne-a sunat pe urmă, ne-a sunat cu numere închise, ne-a sunat alții și ne-a spus că dacă n-a să întâmple nimic, cum, să tacă din gură, că poate să întâmple ceva cu fiul meu. Deci v-au amenințat? Da. Nu, așa e să m-au amenințat. La telefon. N-am făcut nici 15, nu, mai 20 de metri, dacă am făcut, de la Crangric șef penitenciarului. Și a început să-mi sune.
Și acum ce intenționați faceți? Să mă intenționez că băiatul să fie dus undeva la medic profesional. Să fie controlat, să fie lecuit. Întrevederi nu v-au mai permis după asta? Nu, el se dă o dată în lună. Eu am fost pe data și de măcar parte. Nu știți în ce stare e băiatul acum. Nu știu. Atunci știu că coastele erau în undru. Pe urmă am auzit că a ieșit alt băiat din Basarabeasca, a ieșit și mi-a spus că a ieșit osul ăsta, dar a doilea... Deci apar complicații. Da, complicații cu sănătatea apar mare. El nu a fost... Nu a fost nici un control. Da, și eu insist, el și transferat de acolo, pe decizia de a m-a venit la dânsul de, la sfârșitul aprilie, și pe transferat în colonie. Nu în penitenciar, dar în colonie. Acolo, eu cred că este și spital, unde băiatul poate să stea la spital. Întrebat de șeful penitenciarului cum se poate dus băiatul să treacă controlul medical. El ne-a spus că el nu are doctor, trebuie să și plătit. Eu am zis că sunt de acord. Poți că duci ție taxi, vină eu unde convoi și să duc la medic cu taxiul, să duc băiatul din pușcării. Și te bătai de joc mare. La doctor am fost la ajutorul la medic, o doamnă era, nu știu cum o cheamă, ei mi-a spus că... Tot din cadrul penitenciarului. Da, da, da. Chiar din penitenciar și-o ieșit. Mi-a spus că ei să nu-i scriu nici o cerere, este șef, pe numele la șef scriuter. Și-a închisut și s-a dus. M-am dus și iar foi curate de la dumnealor. Ei nu vând foi și nu dau. Eu am luat două ceasuri pe un oraș, că după amiază acolo e închistat în oraș, până am găsit foi cu scriucerile. Și am venit a doua zi iară. Oță pierdut pentru două foi. Nu vreau să-mi dai foi, că ei nu vând foi și pentru așa cereri ei nu dau mie foi. A doua zi, dar m-am spus că am fost și șeful mi-a spus că nu-i zăi de prânire, foile rămân la dânsul, i-am zis că să ne le dă ei, că le trimit pe poștă, că să le înregistrez pe poștă, că el le-am trimis. Și el pe urmă poate să pui pe cea dacă îmi vrei. O zic că nu, el sunt la mine, eu nu le dau la nimeni, că luni să mă aduc în zăi de prânire, atunci să-mi dă ei foile. Cu peceat, cu tăt, luni să mă aduc. Adică azi, 21. Și 3 zile. Nu, azi n-am putut, dar măcar nu-i tâncoace. Dar eu vreau să mă duc mâini, ca atare vreau să mă duc mâini să văd și ea să treacă. A să treacă el ceva acolo, unea să-l duc să treacă. Eu cred că eu trebuie să asist și eu acolo cu medicii, da? Dacă este așa drept, eu nu știu dacă este, dar eu cred că e drept, că el e minor și eu trebuie să răspund eu până când. Dar cred că n-ați șibă asta, n-ați să-mi dăie voi, dar eu rog să șibă el transferat de acolo, să șibă dus de acolo. Să șibă arătați la medici buni. Anterior nu mai avut agresiuni, bătăi? Nu a avut nimic. Nu ne-a spus. Poate ușor el, poate și-o fost, dar nu ne-a spus. Dar eu l-am văzut cu ochii mei. Cu ochii mei eu am fost, el atunci nici... Dacă eu am așteptat jumătate de ceas, apoi atunci l-a oprit de bătut. Pe a doilea îl băteau mai departe, că el ne-a spus, pe cealaltă îl bate mai departe, uite, în altă cameră. Nu cameră, dar unii la întrevedere. Deci că nu-i bat în penitenciar, îi bat să nu-i audă celălalt. Eu bătu capul de perete, eu început de acolo, din penitenciar, se bată, până eu scos în coaș, nu s-o cotez, dacă eu scoat din somn, eu cred că dimineață, și până la ora 11, pe mânt, și au fost bătuți. Cu picioarele, cu capul de pereți, cu... Și ceilalți cinci agresori, toți sunt din penitenciar. Tot penitenciar, toți. Deci toți în uniformă. Tăți, da, da, toți pe formă. Lucrători. Avocat aveți? Avocat, da. Doamna Natalia Moloșagță. Azi poate să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Eu trebuie să mă întâlnesc cu câteva zile în urmă. Dar s-a întâmplat așa că n-am putut. Cu cererile este, n-am putut. Nu mi le-a dat domnul Malina Alexandru. Și-o penitenciar nu mi le-a dat, că trebuie să le dau tăte la dumneavoastră și eu. Și s-o reținut. Am sunat la tăte drepturile, la tăte, am sunat că el nu vrea să iasă. Eu am așteptat șeful penitenciarului,
Eu m-am dus la ora 11, la jumătate la 11, am așteptat până la ora 3. Până n-am sunat la departamentul Chișinăului, nu vreau să iasă să stai de vorbă. Am sunat aici și pe urmă el, dumnealui, a venit pe, în haine civile, a venit din oraș. În orele de lucru? În orele de lucru. Eu grăim taman cu pe dreptul omului din Cagul, sădem cu spatele înspre dânsul, când am spus că dumnealui e ocupat tare și el nu poate să vie la plenicar să stăie de vorbă. Și el, din urmă, ne-a spus, am zis, cine e ocupat tare? Eu am zis, șeful. Eu nu știu cine e el șef. Am zis, șeful. Dacă el era în civil, nu pot ști. Și el ne-a spus, să vin în zilele lucrătoare. Asta ies că eu trebuie să mă duc tot până să văd zilele lui lucrătoare, trebuie să mă duc în fiecare zi pentru o ștampilă. Eu am socotit 8 zile în lună, el lucrează, dar primește salariul pe toată lună. Și aici, la direcția penitenciară din Chișinău, le-ați spus de problemă? Da, i-am spus de problemă pe telefon. I-am sunat, i-am spus și i-a sunat înapoi la direcția penitenciarului și atunci au venit șef. Care oricum nu a acceptat întrevederea. Da. Nu întrevederea, nu, cererile nu le-au vrut să le primească. Tu ești, ne le-au primit, dar nu vreau să ne dă cu ștampilă. Deci n-ai nicio dovadă că te-ai venit? N-am nicio dovadă că am fost acolo. El mi-a spus că a să ne dă luni cu data de 18, data trecută, de când am dat-o. Adică e bătaie de joc. Eu am fost două zile, adică am pierdut două zile, bani, drumul. Că am întârziat, atunci am întârziat și am venit din sătuc în sătuc cu drumul și am ajuns la ora aproape 12 noapte acasă. Și el s-a bătut joc, eu am fost, vină mâine, vină poimine, m-a portat pe drum și la urmă am venit fără ștampilă și fără cerere.